Bună seara, România, bună seara, Hunedoara, la mulți ani, hunedoreni, la mulți ani, dragi români. Astăzi Hunedoara a îmbrăcat straie de sărbătoare. Ne bucurăm cu toții împreună pentru Ziua Națională a României, ziua fiecărui român, ziua fiecărui cetățean al României. Hunedoara sărbătorește și ea această mare zi a noastră, această frumoasă zi. Este o zi superbă, o seară superbă de 1 decembrie. Și foarte, foarte mulți hunedoreni au ieșit din case să sărbătorească Ziua Națională. Pentru cei care au ales să rămână acasă în fotolii, Info HD a pregătit o transmisiune în direct. Suntem de câteva minute live din centrul Hunedoarei vis-a-vis de hotelul Rusca. Transmitem în direct parada de 1 decembrie, parada la care participă foarte multă lume. Iată, chiar avem în acest moment imagini în direct. În fruntea coloanei sunt primarul municipiului Hunedoara, domnul Viorel Arion, împreună cu președintele Consiliului Județean, domnul Mircea Moloț, și alte oficialități hunedorene. De asemenea, la această paradă vor participa reprezentanța Inspectoratului de Jandarm Județean Decebal Hunedoara, reprezentanța ai poliției locale a municipiului Hunedoara și garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval Alba Iulia. Alături de cei care defilează în acest moment sunt și cei de la fanfara Peneș Curcanu din Deva, care asigură ambianța muzicală necesară unui astfel de eveniment. Orașul este foarte frumos împodobit, parcă mai frumos ca niciodată. Foarte, foarte multă lume, și acesta e un lucru extrem de îmbucurător, a venit să vadă acest eveniment. Iată, coloana se apropie în acest moment. Au intrat în sensul giratoriu, unde avem și statuia marelui Iancu de Hunedoara. Lângă domnul primar Viorel Arion sunt, după cum v-am spus, alte oficialități, viceprimarul Hunedoarei, consilieri locali, vicepreședintele Consiliului Județean și foarte mulți hunedoreni care au venit să se bucure împreună cu noi de această zi de mare sărbătoare. Sunt momente când trebuie să ne gândim la istorie, la istoria unității noastre statale, la tradiție, la tradiția poporului român, în care putem găsi destule motive de mândrie și din care avem destule lecții de învățat. Într-un asemenea moment, trebuie să ne amintim de eroii noștri, să ne amintim de cei care au salvat patria în război, să ne amintim de cei care au salvat onoarea noastră în vremuri de restriște. Numai astfel vom putea fi și noi ca națiune mai buni. Sunt momente de sărbătoare, pentru că dincolo de comemorarea celor care au luptat pentru dezideratele națiunii noastre de-a lungul timpului, trebuie să știm să ne bucurăm de ziua noastră a românilor de pretutindeni. Trebuie să învățăm să ne bucurăm de sărbătorile noastre cu intensitatea cu care alte națiuni își trăiesc ziua națională. E păcat că treptat ne-am pierdut încrederea în virtuțile simbolurilor solidarității naționale, în zilele festive care ani de zile au preamărit un om și nu pe români, nu valorile naționale, ci au utilizat valorile noastre comune. Iată că chiar în acest moment trece pe lângă noi această coloană oficială. Parada este deschisă de fanfara Peneș Curcanu, condusă de Marci Costa. Din păcate, inițiatorul acestei fanfare, domnul Pui Olteanu, nu mai este printre noi. Dar iată că el duce prin alți prieteni mai departe acest proiect îndrăznit muzical. Iar acum să privim împreună onorul pe care îl vor prezenta cei de la Inspectoratul de Jandarmerie Decebal Hunedoara. În acest moment se intonează imnul de stat al României, Deșteaptă de România. Thank you.
astăzi, dragi prieteni, în Hunedoara, după cum v-am spus, s-au derulat mai multe evenimente dedicate Zilei Naționale a României. De dimineață, în centrul vechi al municipiului Hunedoara, au fost depuse coroane pentru a omagia pe cei care s-au sacrificat și au luptat pentru ca la 1 decembrie 1918 să fie înfăptuită în Marea Unire. A fost intonat, sigur, și de dimineață în centrul istoric al Hunedoarei imnul național al României, apoi autorități locale, partide politice, dar și oameni care reprezintă societatea civilă au depus coroane la cel mai vechi monument din Hunedoara, monumentul Corbului, din secolul al XIX-lea, acesta fiind și simbolul orașului nostru. Defilează poliția locală a municipiului Hunedoara. După această paradă, invitații și oficialitățile vor fi prezente mai departe pentru a deschide orășelul lui Moș Crăciun și patinoarul. Apoi va urma un foc de artificii, aprinderea luminii în orășelul lui Moș Crăciun și un spectacol folcloric al formației, al ansamblului folcloric Ategana din Hunedoara. Arhitectural Hotel Medieval Alba Iulia. Aplauze, vă rugăm! Acum trece și garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval din Alba Iulia, îmbrăcați foarte, foarte frumos, în costume din secolul al XVIII-lea, reprezentând uniforma militară austriacă din acea perioadă. Iată și niște cai superi, superi acest cai. Vor fi și câteva focuri, câteva salve de tun. Prieteni, după cum ați auzit mai devreme, s-a intonat de stat național al României, deșteaptă de române. Pentru cei care nu știu, o să vă spun și câteva cuvinte despre imnul nostru național. Versurile și aranjamentul muzical le aparțin lui Andrei Mureșanu, un poet de factură romantică, un adevărat tribunal de puțin marcată de Revoluția de la 1848. După poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu, redactat și publicat în timpul Revoluției de la 1848, acesta a fost pus pe not în ziua în care autorul a recitat câtorva prieteni brașoveni, fiind cântat pentru prima oară la Brașov într-o grădină din Ștei și nu l-a venit cu vârsta așa cum se cunoștea în Deopște. Anton Pan este credat ca autor al muzicii imnului, dar melodia pe care Andrei Mureșanu a pus versurile sale avea o largă circulație în acea epocă și nu se cunoaște cu certitudine autorul muzicii pe care se cântă imnul național al României. Imnul de stat al României este alcătuit din 11 strofe, iar la ocazii festive se interpretează strofele 1, 2, 4 și 11. Ca un fapt divers, vă mai dau câteva detalii ale zilei de astăzi. Vreau să știți că drapelul național a fost arborat la cota 2519 metri pe vârful Parângul Mare, cel mai înalt vârf din țară accesibil în luna decembrie, de către jandarmii hunedoreni, după un drum de 7 ore prin zăpadă discolită la o temperatură sub 0 grade Celsius. Și anul trecut, de ziua națională, o echipă formată din 3 jandarmi montani și un salvamontist a arborat drapelul României pe vârful Parângului Mare.
oamenii care arbora datorul românilor vor să pară îngumare, spunea: sunt mândru că sunt român și că am putut arbora drapelul național deasupra norii. Remarcați încă o dată aceste superbe costume cu care sunt îmbrăcați acești cavaleri veniți de la Alba Iulia astăzi, care reprezintă garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval din Alba Iulia. Prin ceremonialul pe care îl execută zilnic, aceștia reprezintă una din principalele atracții ale cetății Alba Carolina. În special în zilele de sâmbătă, turiștii au efectiv cu asalt traseul celor trei fortificații, dorind să ia parte și la salvele de tun. Acești soldați îmbrăcați în superbe uniforme de epocă pot fi văzuți în fiecare zi în fața traseului celor trei fortificații din Alba Iulia. E o idee extraordinară care atrage turiști, atrage foarte multă lume către cetățile medievale din Alba Iulia și cred că n-ar fi rău ca și la Hunedoara să preluăm această idee și să putem aduce și noi un punct de atracție lângă castelul, superbul castel pe care îl avem în municipiul Hunedoara. Încă o dată remarc faptul că foarte, foarte multă lume a venit astăzi să asiste la aceste manifestații și acum să-l ascultăm pe primarul municipiului Hunedoara, domnul Viorel Arion. Domnul primar va lua cuvântul după ce se vor da salvele de tun. După cum ați auzit, mai întâi vom asista la salvele de tun și abia după aceea vor lua cuvântul autoritățile locale. Superbă atmosfera în această seară, orașul e împodobit deosebit de frumos. Mă bucur că de 2 ani de zile autoritățile locale hunedorene se preocupă să sărbătorească într-un mod cât mai plăcut și cât mai frumos această zi extraordinară, ziua de 1 decembrie, ziua națională a României. Probabil că majoritatea celor care ne ascultă în acest moment știu exact ce semnificație are această zi de 1 decembrie, dar eu o să mai spun încă o dată și pentru cei care poate nu o cunosc. 1 decembrie a fost adoptată prin lege după 1990, după înlăturarea regimului comunist, drept ziua națională a României. Din punct de vedere istoric, la 1 decembrie 1918, așadar cu 95 de ani în urmă, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o rezoluție prin care s-a consfințit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul, cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre, și țara ungurească, Crișana, Stătmar și Maramureș, cu România.
impresionantă această faldă de timp mai devreme. A fost și cea de-a doua salvă și o așteptăm și pe cea de-a treia. Iată, spre deliciul publicului, toate cele trei salve de tân au fost reușite și acum să ascultăm discursurile autorităților locale hunedurene. Ei avem în prim plan pe primarul Hunedoarei, domnul Fiorel Arion, domnul Mircea Molos, președintele Consiliului Județean Hunedoara, precum și alți consilieri locali, vicepreședintele Consiliului Județean, viceprimarul Hunedoarei. Și așa cum vă spuneam, foarte, foarte mulți hunedoreni care au venit în această seară superbă să fie alături de noi la sărbătorirea Zilei Naționale a României. Dați-vă puțin mai spate, vă rog frumos, că nu poate să-l vadă cu camera. Și călcați-i pe capul de și nu. Dincolo de bordură. După cum vă spuneam, la 1 decembrie 1918, așadar, toate țările românești erau unite. Iar istoricul Florin Constantiniu spunea, citez, Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciunui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid. Este fapta istorică a întregii națiuni române. Fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici pentru a-l călăuzi cu o inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. Urmărind aceste imagini superbe cu garda medievală de la Alba Iulia, vă spun câteva cuvinte despre rezoluția Unirii citită de Vasile Goldiș la 1 decembrie 1918. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsi și cu România. Să-l ascultăm pe primarul Hunedoare. Ne simțim mândri că suntem români. După mii de ani în care imperii și imperii au trecut peste noi, ne-am păstrat tradiția, obiceiurile, limba. E ziua în care suntem, într-adevăr, mândri că suntem români. La mulți ani România, la mulți ani Hunedoara, la mulți ani români! Și acum dăm cuvântul lui domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Mircea Ioan Molos. Bună seara, hunedoreni! La mulți ani hunedoreni, la mulți ani Hunedoara! La mulți ani România! La mulți ani români! Am fost întrebat acum câteva zile ce înseamnă pentru mine
cetățeanul Moloț ziua de 1 decembrie. Înseamnă exact același lucru ca și ziua în care m-am născut. Ziua de 1 decembrie ar trebui să însemne ziua în care noi ne-am născut, fiindcă atunci s-a născut adevărata România. De aceea, la mulți ani România, la mulți ani români, care vă simțiți români! Dragi hunedoreni, vă invităm la deschiderea orășelului lui Moș Crăciun. Da, iată. Deci vă invităm la orășelul copiilor în discursurile oficialităților hunedorene. Mulțimea se va îndrepta către orășelul lui Moș Crăciun pentru a aprinde luminile lângă patinoarul care tocmai s-a deschis la Hunedoara, pentru un foc de artificii și apoi pentru un spectacol folcloric susținut de ansamblul Hațegana. Așadar, dragi hunedoreni, să ne bucurăm de această seară minunată. Este ziua noastră, ziua românilor, 1 decembrie. Și trebuie să fim mândri că la Hunedoara, iată, această sărbătoare este foarte, foarte frumos primită de hunedoreni. Oficialitățile hunedorene prin domnul primar Viorel Arion s-au pregătit extraordinar pentru această sărbătoare. A venit și foarte multă lume, orașul e împodobit superb și cred că e bine că ușor, ușor învățăm și noi românii să prețuim cu adevărat aceste zile de sărbătoare și să știm să ne bucurăm cu adevărat de ele. Pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, reamintesc că astăzi de dimineață în centrul vechi al Hunedoarei, în parcul din Piața Libertății, la ora 10 de dimineață, oficialitățile hunedorene împreună cu partide politice și reprezentanții ai societății civile au depus corane, s-a intonat imnul național al României, iar astăzi seară, de la ora 17, o paradă militară plecată de la Casa de Cultură pe strada George Enescu, Bulevardul Corvin, apoi pe Bulevardul Dacia, tocmai a trecut prin dreptul hotelului Rusca și se îndreaptă către orășelul lui Moș Crăciun în zona stadionului Mihail Klein, acolo unde a fost și anul trecut, bineînțeles și unde este patinoarul care îi așteaptă pe hunedoreni în această iarnă. La această paradă militară, pe lângă oficialitățile locale, au participat reprezentanții ai Inspectoratului de Jandarm Județean Deceval Hunedoara, reprezentanții ai Poliției Locale Hunedoara, garda ansamblului arhitectural Hotel Medieval din Alba Iulia, precum și fanfara Peneș Curcanul din Deva. Venit în orășelul lui Moș Crăciun. În continuare o să vă prezentăm un mic spectacol de patinaj care deschide oficial patinoarul. Thank you.
4, 3, 2, 1, 0! Este un eveniment pe care l-am pregătit pentru hunedoreni, să sărbătorim împreună Ziua Națională a României, să ne bucurăm de această zi, pentru că este ziua în care ar trebui să fim mândri că suntem români, cel mai mult în această zi. În ciuda faptului că atâtea imperii au trecut peste noi, am reușit să ne păstrăm limba, tradițiile, obiceiurile, și acest lucru se vede. România Mare s-a înfăptuit acum 95 de ani și continuă să dăinuie și în ziua de azi. La mulți ani, să se bucure și să fie mândri că sunt români, iar eu ca primar le promit că în fiecare an le voi pregăti noi surprize pentru această zi memorabilă. E ziua noastră de naștere și, așa cum spuneam mai acum vreo oră, e atât de important pentru orice român ca și ziua în care s-a născut el, pentru că ziua lui de naștere. Așa că cuvinte puține de spus, doar că trăirea este foarte mare. Trăirea este altfel decât la oricare altă sărbătoare, indiferent de ce natură este ea. Și dacă ești român, trăiești altfel, cu alte sentimente. Miile astea de oameni care vin de la aici în Hunedoara n-au venit nici pentru spectacole de nume sonore, de muzică populară, ușoară. Nu, au venit să fie împreună de Ziua Națională, și asta este foarte important, fiindcă în sfârșit noi românii începem să punem preț pe Ziua Națională, lucru care nu s-a prea întâlnit până acum. Steaguri tricolore peste tot, am văzut la mașini, oameni cu stegulețele în mână. E un lucru care nu l-a impus nimeni, niciun politician, niciun primar, niciun președinte, nimeni, nimic. Ei au simțit că astăzi este ziua lor și trebuie să se manifeste într-un fel. Și asta au făcut-o. Iar hunedorenii sunt absolut formidabili. Eu cunosc bine Hunedoara asta, mai ales că în tinerețele mele am lucrat aici, am fost profesor câțiva ani de zile. Niciodată nu mi s-a întâmplat să văd atâta lume, cum s-a spune, unii dintr-un suflet. E important și nu pot decât să le spun la mulți ani, hunedoreni.